Bună ziua, cum a fost la târg? Așa, așa, așa. Foarte interesant. Și într-adevăr ne-am luat informații. A fost interesant, da. Este o zonă acceptabilă pentru tinere. Prețurile accesibile și acum vrem să cercetăm oferta și după aia vrem și ne luăm. Cam scump. Au fost foarte bune ofertele, au reduceri foarte mari. Foarte bine. Plin de oferte. Tot, cum a fost la târg? I'm sorry. Conform așteptării. Adică multe variante pentru fiecare. Interesant, dar mai mult pentru partea de sud. Foarte frumos, interesant. Merită cumpărat. Eu, dacă ar fi după mine, aș cumpăra tot. Și în ce zone căutați voi? Sud, sud-est, est. Militari, în Chiajna. Sunt foarte multe din zona de sud și nu ne interesează. Iar nordul este mai scump decât ne așteptam. Un apartament de 3 camere în zona de nord. De referință rămâne Corbeanca și Băneasa. Mai pe zona de nord. Caut în Ghencea. M-am dorit cam pe Dristă. Cam orice zonă cu metrou. Sud, sud-est, est. Și cam la ce prețuri căutați și ce ați găsit până la urmă? 80, maxim 100. Păi sunt 79, am văzut 80, am văzut 90 și... 50-70 de mii. 70 de mii de euro. Am găsit la 90-91 de mii de euro. 40-60 de mii de euro. Maxim 150 de mii de euro. În jur de 60 de mii de euro. Undeva la 400-450 de euro pe metru pătrat. Două camere, cam 100 de mii de euro este preț. 60-70. 50-60 de mii de euro, prima casă. 80-90 de mii.